HCM Râmnicu Vâlcea a jucat weekendul trecut în deplasare pe terenul echipei SCM Craiova. Echipa pregătită de Constantin Ștefan a avut primul atac și a reușit să-l fructifice prin Andreea Adespi, apoi a condus cu 2-1. Din păcate, au fost singurele momente în care HCM a fost în avantaj pe tabela de marcaj. Gazdele au egalat de fiecare dată, apoi au condus ostilitățile și au dus avantajul la 2 goluri, 5-3 și 6-4. Vâlcea a egalat la 6 și a dat impresia că poate pune mari probleme. Au urmat multe minute fără gol pentru HCM și gruparea din Bănie s-a distanțat din nou. Finalul primei reprize a fost destul de slab de ambele părți și Craiova a mers la vestiare cu un avans de 2 goluri, 15-13. În repriza secundă, tot Craiova intra mai bine și a adus diferența de pe tabelă la 4 goluri. Vâlcencele au început cursa de urmărire după un joc bun al Mihaelei Senocico și a Anei Simion și cu 20 de minute înainte de final, HCM egala la 18. Putea să fie momentul în care echipa noastră se îndrepta spre o victorie mare, mai ales că gazdele rămăseseră fără o piesă de bază, Daniela Băbeanu, eliminată definitiv pentru 3 eliminări de 2 minute. Din păcate nu a fost să fie așa, inexplicabil Vâlcencele au început să se grăbească în atac, să facă greșeli mari și Craiova a punctat decisiv, ducând scorul la 24-20. Din acel moment nu s-a mai pus problema învingătoarei. Elevele Simionei Gogârlă s-au impus în final cu 28-24 și au început ascensiunea în clasament. HCM a rămas pe poziția 9 a clasamentului și șansele pentru un eventual loc european sunt minime. Portița rămâne Cupa României, dar echipa noastră ar trebui să se impună în primul meci eliminatoriu la Brăila, contra Dunării din localitate. În următoarea etapă de campionat, trupa lui Constantin Ștefan joacă acasă în fața unei echipe periculoase, CSM Ploiești.